puterea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până-n apus, numai harul tău, Iisus, îmi sfințește inima și viața mea. N-ai în lume asemănare, nu e nimeni asupoare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pașa ta mă liniștește, harul tău când dă la vânt, tot pe mult să-ți frați și surori, după cum bine știți, ne stau înainte două servicii divine. Primul de învățătură biblică, iar al doilea un serviciu special de binecuvântări de copii. După ce ne-am rugat împreună, urmează să învățăm cuvântul Domnului, să învățăm voia lui Dumnezeu și apoi să și aplicăm cuvântul între orele 11 și 12, când patru familii vor veni cu copilașii lor la casa Domnului pentru binecuvântare. Vă chem să stăm înaintea celui preanalt în rugăciune și să încredințăm totul în mâna cea bună a Dumnezeului nostru. Avem nevoie de sprijinul Lui, de inspirație, de călăuzire și de ajutorul Său, fără de care nu putem face niciun lucru bun. Îl invit pe fratele Traian Bordei aici în față și în numele întregii adunări, să ceară de la Domnul har pentru toată lucrarea care se va face în locul acesta. Fiecare inimă prezentă aici să simtă atingerea Duhului lui Dumnezeu. Cuvântul să aibă putere, cântările de asemenea să aibă putere, inimile noastre să fie cercetate, Domnul să ne vorbească, noi să ne bucurăm și să ne umplem de Duhul lui Dumnezeu. Prin fratele amintit să ne rugăm. Am venit și în dimineața aceasta în casa ta de rugăciune și îți mulțumim, Doamne, că ești prezent între noi.
Am venit aici cu dorul de a ne întâlni cu Tine și suntem plini de bucurie că Te-am găsit aici, Doamne. Te rog în această dimineață să asculți rugăciunile noastre. Îți mulțumim că ai fost prezent la ora de rugăciune și acum te rog să fii prezent la acest serviciu divin. Te rog să binecuvintezi întreaga lucrare care va avea loc. Amin, Doamne. Te rog, Doamne, fă ca vestirea Evangheliei să se facă prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Și cuvintele care vor fi vestite aici să fie cu adevărat o hrană pentru sufletele noastre. Apoi te rog, Doamne, să binecuvintezi și serviciul de binecuvântare a copiilor. Te rog să binecuvintezi părinții care vor veni în casă de rugăciune. Te rog, Doamne, să binecuvintezi copiii care vor fi aici. Amin. Îi încredințăm în brațul Tău. Amin, te rog, Doamne, în această dimineață să binecuvintezi pe cei ce ai ales să facă o lucrare în casa Ta de rugăciune. Binecuvintează pe cei ce vor vesti cuvântul. Amin. Unge buzele lor și atinge-le cu cărbuni de pe altar să fie sfințite. Amin. Și ei să vestească cuvântul Tău. Ajută-ne, în puterea, Doamne, Duhului Sfânt. Aleluia. Și toate cuvintele care vor fi spuse aici să vină pe unda Duhului Sfânt direct. Amin, de la Tine, Doamne. Doamne. Te rog pentru aceasta să le sfințești viața. Amin. Să-i umpli de putere, te rog, să-i, Doamne, călăuzești pe calea Ta. Apoi te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei ce vor slăvi numele Tău prin cântări. Te rog, fă din cântări adevărate chemări la mântuire. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei ce vor face această lucrare de proslăvire a Ta prin cântare. Te rog, Doamne, binecuvintează întreaga asistență. Lucrează Tu la fiecare inimă. Amin. Și fă ca în această zi cuvântul care va fi vestit aici să lucreze în fiecare inimă. Te rog, încredințez, Doamne, întreagă lucrarea în brațul Tău și te rog, Doamne, să fii cu noi și să rămâi cu noi astăzi în locul acesta, iar mai apoi întreaga viață a noastră pe pământ și în veșnicii. Ajută-ne să fim veșnic în prezența Ta. Amin. Pentru serviciul divin de învățătură biblică, citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 3. Pagina în Sfânta Scriptură, 1025. Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Amin. Vă rog să reocupați locurile și în continuare, pentru slava Domnului, împreună cu toții să cântăm o cântare. Domnul m-a întrebat adesea, vrei să fii voios? Dacă da, atunci primește-L pe Iisus Hristos. După multă împotrivire eu L-am ascultat. Pacea Sa cea minunată pentru veci mi-a dat. Aleluia, amin, aleluia. Imnurile bucuriei sună neîncetat. Aleluia, amin, aleluia. Pacea Sa cea minunată pentru veci mi-a dat. Astăzi chem pe cei ce-n lume nu sunt fericiți. Toți cei plini de mari păcate la El sunt primiți. Domnul Iisus vă sfințește-n sângele Său sfânt. Schimbă gândul, vorba, fapta prin al Său cuvânt. Aleluia, amin, aleluia. Imnurile bucuriei sună neîncetat. Aleluia, amin, aleluia. Pacea Sa cea minunată pentru veci mi-a dat.
Dacă vrei și tu, suflete, poți să îl primești. Inima ta ți-o deschide și astfel îl găsești. Fericirea veșnică el îți va sigura. Sus în cer cu Domnul Iisus te vei bucura. Aleluia, amin, aleluia. Imnurile bucuriei sună neîncetat. Aleluia, amin, aleluia. Pacea sa cea minunată pentru veci mi-a dat. Aleluia, amin, aleluia. Imnurile bucuriei sună neîncetat. Aleluia, amin, aleluia. Pacea sa cea minunată pentru veci mi-a dat. Frați și surori, în această dimineață, corul de fete al bisericii noastre cântă pentru slava Domnului în Biserica Pentecostală Eclesia, acolo unde are loc o mare sărbătoare, un botez în apă. De aceea, după cum vedeți, locurile fetelor sunt neocupate în această dimineață, dar am dorit ca acolo unde sunt, Domnul să le binecuvânteze și să le folosească pentru gloria lui Dumnezeu și pentru apropierea oamenilor de acela care este nevăzut, dar simțit și iubit de către adevărații credincioși. Rugăm pe Domnul să binecuvânteze lucrarea de acolo și din toate bisericile sale, dar să nu ne uite nici pe noi, nici odată. Pentru că despărțiți de El nu putem face nimic și dacă Domnul nu este cu noi și nu este între noi, suntem săraci, ne plictisim, ne obosim unii pe alții și nu cred că asta le lipsește. Nici plictiseala, nici oboseala. Lumea în care alergăm, luptăm și ne frământăm ne obosește așa de mult, suntem oameni stresați. Și poate uneori cădem și noi în deznădejde că numai oameni suntem. Dar am venit aici să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne umplem de putere, să ne umplem de speranță, pentru că Dumnezeul nostru este mare, Mântuitorul nostru este viu și El este cu noi în fiecare zi, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Lucreze El prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt și în această dimineață. Prin cântările noastre vrem să înălțăm numele și așteptăm să ne binecuvânteze și să reverse peste inimile noastre har și har după har. Amin. Corul bărbătesc îl va slăvi pe Domnul printr-o cântare și apoi o grupă de copii care se cheamă Grupa Prieteniei. Grupa Prieteniei de la Școala Duminecală va cânta pentru slava Domnului o cântare, dacă vreți și două, nu-i nicio problemă, dar nu mai mult de două, și am dorit din toată inima Domnul să vă binecuvânteze și pe cei mari, și pe cei mici, și pe cei tineri, și pe cei bătrâni, pe toți. Să ne binecuvânteze Domnul și ne va fi de ajuns. Amin. După Grupa Prieteniei, va cânta fanfara pentru lauda Domnului. Acest izvor bogat,
din izvorul sfânt al vieții. Numai la el la calvarie am găsit zăta, apă din izvorul sfânt al vieții. Ce minunat, bogat izvor de har, apă din izvorul sfânt al vieții. Numai la el la calvarie am găsit zăta, apă din izvorul sfânt al vieții.
Thank you.
Continuăm să lăudăm pe Dumnezeul nostru și în continuare fratele Manu Negrea va cânta o cântare, după fratele Manu va cânta din nou corul bărbătesc, iar după cântarea corului bărbătesc, cu bucurie să ne deschidem inimile și să primim cuvântul sfânt vestit de fratele Petraș. Slăvesc pe Domnul, pacea mea, în El sunt încrezător. Știu că oricând El aș chema, sigur îmi vine în ajutor. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sunt de Dumnezeu. El se înalță mai sus de cer, căci El e biruitor. Că astăzi Israel trăiască Domnul domnilor. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sunt de Dumnezeu. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sunt de Dumnezeu. El dă izbândă din Sion, mare-i bunătatea Lui, să spună casa lui Aaron despre îndurarea Domnului. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sunt de Dumnezeu. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sunt de Dumnezeu. Ajutor, mare-i bunătatea Lui, El e
ești un foc mistuitor. Nimeni nu-i ca Dumnezeu, Domnul este de partea mea. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nume sfânt de Dumnezeu. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele Lui îl voi înălța, nimeni nu-i ca Dumnezeu. Nimeni nu-i ca Dumnezeu. Amin. Thank you.
Iubiți frați și surori, suntem la cea de-a cincea duminică de când parcurgem cuvântul Domnului care ne-a vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, așa cum am început cu prima duminică din această lună și iată-ne, ne găsim în cea de-a cincea duminică când și încheiem acest titlu de pasaje biblice care au scos în evidență lucruri legate de Dumnezeu, de atributele sale și astfel am avut posibilitatea să aprofundăm în cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru noi, în această duminică, avem cuvântul Domnului care vorbește despre Trinitatea și unitatea lui Dumnezeu. Altfel spus, noi cunoaștem pe Dumnezeu și îl mărturisim ca fiind o Trinitate, cunoscută și sub denumirea de Sfânta Treime, dar asociat și asociem de această denumire și unitatea dumnezeirii, așa cum a mărturisit-o Domnul Iisus Hristos, așa cum reiese din Sfintele Scripturi și Domnul Iisus Hristos spunea: Eu și Tatăl una suntem. Este necesar să avem un astfel de subiect, mai ales că acum ne găsim în prag de Mare Prasnic. Doar peste două săptămâni vom sărbători învierea Domnului Iisus Hristos și învierea scoate în evidență dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Felul cum El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, pentru un timp devenit om printre oameni, a avut parte de o moarte prin răstignirea pe cruce, dar a înviat prin puterea lui Dumnezeu și s-a dovedit a fi adevărat Dumnezeu înălțându-se la cer, la Tatăl, de acolo de unde a venit. Și este foarte important cunoașterea aceasta, deoarece tot mai mult prin informațiile pe care le putem avea și le sunt la dispoziție și mai ales pentru cei doritori de a cunoaște cât mai multe lucruri, folosind internetul, informațiile emise de diferiți teologi, pot apărea tot felul de curente și de interpretări legate de Dumnezeu și Trinitatea lui Dumnezeu. De aceea vrem, folosind Sfânta Scriptură, să încercăm să aprofundăm această noțiune a Trinității și să avem pe cât posibil o înțelegere corectă, potrivit cu doctrina noastră penticostală, nou-testamentală, așa cum am înțeles-o și cum am pus-o ca temelie la crezul nostru creștin. Nu este doar o doctrină specifică penticostală, ci în general creștinismul are ca și piatră de temelie acest crez. Dumnezeu descoperit în cele trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea folosim această numire sau denumire Trinitatea lui Dumnezeu. Și în sensul acesta aș vrea să vă spun că este foarte important aceste lucruri, mai ales pentru tineri care accesează, care caută informații, care din dorința de a ști, de a cunoaște cât mai mult, mai mult decât se poate auzi în urma unei predici, pot să intre în o anumită eroare a înțelegerii lucrurilor. Și când spun asta, mi-aduc aminte în urmă cu vreo 3 ani de zile, pe când mă găseam în America în vizită, o persoană într-un fel apropiată mie, cunoscută de mine, în urma unei discuții îmi spunea: eu nu sărbătoresc 25 decembrie, eu m-am documentat, eu am înțeles că Domnul nu s-a născut în acea dată și eu nu sărbătoresc 25 decembrie. Și eu am spus: nici eu nu sărbătoresc o dată, eu sărbătoresc un eveniment, o persoană. Eu îl sărbătoresc pe Domnul Iisus Hristos atunci când s-a născut sau s-a întrupat în lumea asta. Și pentru mine mai puțin important data când este stabilită nașterea sa, potrivit unui calendar, mai puțin important. Pentru mine importantă este persoana,
Cel care s-a întrupat s-a născut în lumea noastră. Așa cum, acum în prag de acest mare prasnic, ar putea să vină tot felul de întrebări. Dar de ce? O parte a creștinismului sărbătoresc duminica viitoare, noi vom sărbători peste 2 săptămâni. De ce această diferență sau deosebire, că la urma urmei toți suntem creștini? Păi eu nu sărbătoresc calendarul iulian sau cel grigorian. Eu sărbătoresc pe cel care a înviat din morți. Eu sărbătoresc pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și este foarte bine ca să împrospătăm în mintea noastră aceste lucruri și să fim întemeiați pe cuvântul Domnului atunci când vorbim, fie de Dumnezeu Tatăl, fie de Dumnezeu Fiul, fie de Dumnezeu Duhul Sfânt, în mintea noastră, cel puțin așa, la modul general, să fie bine stabilite aceste noțiuni și crezul nostru să fie de neclintit. Pentru că trebuie să spun, tot mai mult vor veni influențe din afară. Așa după cum islamul, de exemplu, nu neagă existența Domnului Iisus Hristos. Chiar mărturisesc despre Iisus Hristos că este unul din prorocii lui Dumnezeu. Dar spune-i, cel mai mare este Mahomed. El este revelația lui Dumnezeu. Prin el Dumnezeu ni s-a revelat și apoi au scris Coranul. Și astfel, în crezul lor, distrag atenția la Domnul Iisus Hristos, o îndreaptă spre o altă persoană, iar Domnul este trecut undeva în rândul profeților sau a prorocilor. Nu mai mult, dacă mergem la religia mozaică, noi știm că evreii nu au crezut și nu l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Și cea mai puternică acuzare atunci când l-au dat spre a fi condamnat pe mâna lui Pilat a fost aceea că a hulit, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și asta i-a deranjat atât de mult încât, fără a ținea cont de dovezile și de dovada lăsată de Domnul că este Fiul lui Dumnezeu prin semnele, minunile ce le-a făcut, au ținut-o sus și tare. A hulit, trebuie să moară. A hulit împotriva lui Dumnezeu că s-a declarat Fiul lui Dumnezeu. N-au putut să accepte, să creadă lucrul acesta. De aceea pentru noi este foarte important, deoarece noi în trăirea noastră cu Dumnezeu, noi trăim în relația aceasta cu Dumnezeu Tatăl, noi trăim în relația aceasta cu Dumnezeu Fiul, noi trăim în relația aceasta cu Dumnezeu Duhul Sfânt și chiar și în manifestarea noastră, în cântul nostru, în predicile noastre, în rugăciunile noastre, includem dumnezeirea sau pe Dumnezeu în cele 3 persoane. Chiar și când ne rugăm, este bine să ne rugăm Tatălui din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Deoarece Dumnezeu, prin cele 3 persoane, a lucrat la mântuirea noastră și astfel suntem în această relație vie cu Dumnezeu și include pe Dumnezeu în cele 3 persoane, chiar și în relația noastră, în rugăciunea noastră și trăirea noastră spirituală, duhovnicească cu Dumnezeu. Și am spus toate aceste cuvinte pentru că acum să revenim asupra cuvântului scris pentru a argumenta și a dovedi. Avea această susținere ori de câte ori vom fi abordați, deoarece până în zilele noastre sunt păreri diferite, chiar erezii legate de Trinitatea și unitatea lui Dumnezeu în felul cum noi o proclamăm și o mărturisim. Și când spun aceste lucruri, vreau să mai fac o referire spunând că încă de la începutul creștinismului au fost astfel de teorii sau curente teologice care oarecum au știrbit din valoarea Domnului Iisus Hristos și au plasat pe Domnul Iisus Hristos pe o poziție inferioară din punct de vedere a dumnezeirii sale. Vă aduc aminte că în secolul 3, un anume Arius, un teolog acelor vremuri, spunea că dumnezeirea este
și se manifestă în trei esențe diferite. Altfel spus, Dumnezeu Tatăl este diferit în esența sa față de Fiul și Duhul Sfânt. Numai Dumnezeu Tatăl este veșnicul Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Că despre Domnul Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, spunea această ideologie că Dumnezeu a creat pe Fiul Său, Duhul Sfânt, înainte de crearea lumii și astfel a apărut în lucrare Dumnezeu Fiul sau Dumnezeu Duhul Sfânt. Și a fost o erezie care oarecum abătea atenția de la Domnul Iisus Hristos, lăsând să se înțeleagă numai Dumnezeu Tatăl este eternul Dumnezeu. Și lucrurile acestea au fost a necesitat acel sinod de la Nicea din 325, când potrivit cu studierea Sfintelor Scriere, a Scripturilor, a felului cum este prezentat în Scrierea Sfântă dumnezeirea, s-a ajuns la explicarea acestui lucruri legate de Trinitatea lui Dumnezeu, despre manifestarea lui Dumnezeu în cele trei persoane și s-a pus pe o poziție egală Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, ca astfel înțelegerea să fie corectă. Și îngăduiți-mi acum, doar în câteva minute, să folosesc pasaje din Vechiul Testament, pasaje din Noul Testament, care dovedesc Trinitatea lui Dumnezeu și totodată unitatea aceasta de colaborare sau de conlucrare împreună în cele trei persoane care reprezintă pe Dumnezeu. Încă de la început, din Cartea Genesa, de la primul capitol, înțelegem aceasta. Și când acolo se vorbește despre Dumnezeu, în limba originală a Scrierii Sfinte, în limba ebraică, Dumnezeu este numit Elohim. Acest nume al lui Dumnezeu este rostit la plural și are înțelesul pluralității dumnezeirii. Vorbește despre mai multe persoane când se rostește numele Dumnezeu. Așa și înțelegem din Genesa, capitolul 1, versetul 26, acolo unde Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Nu vorbește la singular, voi face un om după chipul meu și asemănarea mea, ci spune să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră. Iată că de la început, de la începutul Scripturilor, din prima carte, din primul capitol, este inclus Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și chiar acolo, la început, la versetul 2, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și este mențiunea Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Asta înseamnă că de la început, din veșnicie și până în veșnicie, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, împreună, în conlucrarea aceasta, legată de creație, legată de omenire, de mântuirea omului și de finalizarea acestei mântuiri a omului, pe care o duce la deplinire puterea Duhului Sfânt, ca ceea ce este acum pe pământ, Biserica Domnului, într-o zi să fie sus, acolo unde este Dumnezeu Tatăl, unde este Dumnezeu Fiul și împreună să formăm familia lui Dumnezeu. Dumnezeu de la început a lucrat în manifestarea sa sub forma celor trei persoane dumnezeiești, așa cum l-am enumerat. Și trebuie să fac această subliniere pentru corecta noastră înțelegere. Nu este vorba de trei Dumnezei, ci de un Dumnezeu în trei persoane egale. Trei persoane, dar numai o singură esență sau natură divină. Asta înseamnă că din punct de vedere a naturii, a esenței dumnezeiești, este un singur Dumnezeu. Dar din punct de vedere a manifestării, a revelației sale și cum am ajuns să cunoaștem pe Dumnezeu, ni s-a descoperit
în cele trei persoane, așa cum am enumerat și nu este mult să mai spun încă o dată, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Așa se face că încă de la început întâlnim această conlucrare împreună. Și asta anulează o altă erezie care a apărut la începutul bisericii creștine, în care se spunea că Dumnezeu s-a manifestat așa, sau dumnezeirea în etape. Mai întâi a fost lucrarea Tatălui, Fiul, Duhul Sfânt, nu era în existență, în lucrare. Apoi a urmat lucrarea Fiului, apoi lucrarea Duhului Sfânt. Noi credem că de la început, și înțelegerea corectă este că de la început a existat această trinitate împreună și o conlucrare într-o unitate desăvârșită, încât mintea noastră omenească, fără ajutorul de sus, nici nu poate distinge, nici nu poate înțelege sau explica lucrarea și natura lui Dumnezeu din acest punct de vedere. De aceea folosim cuvântul Domnului, de aceea ne rugăm Domnului, de aceea cerem luminarea minții noastre, așa cum spunea Apostolul Pavel, ca Dumnezeu să ne lumineze mintea în a înțelege pe cât posibil, cât mai profund și mai corect aceste lucruri. Dar haideți să continuăm mai departe a scoate în evidență trinitatea aceasta a lui Dumnezeu. N-a trecut mult timp, să zic așa, din punct de vedere istoric sau a scriilor sfinte, în Cartea Genesa, la capitolul 11, întâlnim acolo acel moment când, după potop, oamenii s-au mulțit, au vrut să-și construiască o cetate, să construiască un turn, vârful turnului să ajungă până undeva sus, la cer, au avut planuri mari. Planul lui Dumnezeu era altul. Oamenii să populeze pământul, să se răspândească pe fața pământului și să-l populeze, ei au vrut să se localizeze. Și din nou apare această noțiune a lui Dumnezeu sub numele acesta pe care poartă, unul din numele cunoscut prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu, Elohim, când a zis, haidem să mergem și să le încurcăm acolo limba, să nu se mai poată înțelege, să nu ducă la sfârșit planul pe care îl au, să construiască acel turn, cunoscut de noi, turnul Babel. Și Dumnezeu scrie acolo în Cartea Genesei, i-a pus în încurcătură, să nu se mai înțeleagă, ca apoi să se împrăștie de acolo și apoi să ajungă să populeze pământul. Dar încă de acolo, din Cartea Genesei, avem citate și referiri la Dumnezeu Fiul, la Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să întrebăm oamenii din zilele noastre, mai puțin cunoscători a cuvântului, a Sfintelor Scripturi, a relației cu Dumnezeu, și am zice de Domnul Iisus Hristos, auzi, de când e Iisus Hristos? Când s-a născut? Poate eu zice oamenii, cândva, de mult, la începutul erei noastre, atunci s-a născut. Nu! Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, este de la început, așa am citit și așa a spus Evanghelistul Ioan, cu El era la început și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, de la început. Și în Cartea Genesei întâlnim pe Domnul Iisus Hristos împreună cu Dumnezeu Tatăl în lucrare. Și avem mai multe pasaje biblice și este cunoscut sub numele Îngerul Domnului. Îngerul Domnului a vorbit din cer lui Avram. Atunci când a mers să-l ducă ca jertfă pe Isaac, a strigat de sus din ceruri. Era acolo împreună cu Tatăl, Dumnezeu Fiul, numit Îngerul Domnului. Și a vorbit lui Avram și a zis, Avram, oprește-te să nu faci niciun rău băiatului. Am văzut acum că te temi de Domnul. Uite, care-i soluția? Și apoi Îngerul Domnului intervine din nou. Ne aducem acel moment acelei neînțelegeri între Agar și Sara, soția lui Avram, și când Avram a fost nevoit să o izgonească pe Sara din casa lui. Și undeva în pustiu, Îngerul Domnului a întâlnit-o și a zis, de unde vii, unde te duci, ce faci aici Sara, ce faci aici Agar? Îngerul Domnului! Îngerul Domnului era Dumnezeu Fiul. Și spre cunoașterea și înțelegerea dumneavoastră vreau să precizez, ori de câte ori găsim în Sfânta Scriptură scris Îngerul Domnului, cu literă mare,
chiar dacă nu este la începutul unei fraze, chiar dacă nu deschide o propoziție, ci este inclus acolo, atunci este vorba de Domnul Iisus Hristos. El era Îngerul Domnului, numit în acest pasaj din dimineața aceasta, Cuvântul Domnului. Acolo era numit Îngerul Domnului, dar era de la început, era în lucrarea asta cu Dumnezeu, forma această trinitate împreună, într-o unitate desăvârșită. Și apoi am putea să continui mult mai multe pasaje din Vechiul Testament, dar iată timpul cam trece, de aceea am să folosesc câteva argumente din Noul Testament. Chiar în calendarul nostru, când s-au stabilit aceste pasaje biblice, texte pe care să le folosim, avem 4 referințe pe care să le aprofundăm. Și sunt mult mai multe care vorbește despre Trinitatea lui Dumnezeu. Doar vă aduc aminte de ceea ce spunea acest evanghelist în epistola sa, apostolul Ioan, care este și evanghelistul care a scris această evanghelie, când vorbește despre Trinitatea lui Dumnezeu. Și doar vreau să citez din 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 7. Spunea printre altele Ioan, căci trei sunt care mărturisesc în ceruri. Trei sunt care mărturisesc în ceruri. Tatăl, Dumnezeu Tatăl, Fiul sau Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei, spune Ioan, una sunt. Adică o trinitate în unitate. Trei sunt care mărturisesc în ceruri. Este ca esență un singur Dumnezeu, dar ca și manifestare persoane, trei persoane. Și acestea trei, spune, una sunt. Mergem mai departe, chiar este pasajul stabilit pentru dimineața aceasta, legat de botezul Domnului Iisus Hristos. Și când privim acea imagine de la Iordan, vedem Trinitatea lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu care privește de sus spre ceea ce se întâmplă la Iordan, acolo unde Ioan boteza, Fiul care vine și El să fie botezat, Duhul Sfânt care coboară asupra Fiului sub forma sau chipul unui porumbel și astfel cuprinde Trinitatea lui Dumnezeu acolo la Iordan, la locul unde a fost botezat Domnul Iisus Hristos. Și avem și alte multe și multe referințe în Noul Testament. Poate e foarte important să vă spun că este și în practica noastră, a crezului nostru, atunci când Domnul Iisus Hristos a dat marea însărcinare ucenicilor săi, când li s-a prezentat după înviere, înainte de înălțarea la cer, și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă acum, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. De la începutul creștinismului, a scriilor sfinte, acum vorbesc despre Noul Testament, era menționate această dumnezeire în trei persoane. Și chiar botezul pe care noi îl încheiem cu Dumnezeu este numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iată deci această Trinitate sau Sfânta Treimă într-o unitate deplină. Dacă ar fi puțin să merg mai departe, întâlnim acest lucru și la ceilalți apostoli a Domnului. Nu numai Ioan, nu numai evanghelistul Matei. Întâlnim asta și la apostolul Pavel. Îmi place foarte mult urarea pe care a făcut-o el în a doua sa epistolă, când încheie epistola scrisă bisericii din Corint, și el spune așa: harului Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Observați, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, în unitatea aceasta desăvârșită, să fie, să ne însuțească. Este Dumnezeu în noi, este Dumnezeu cu noi, care ne însoțește. Și apostolul Pavel folosește această referire ca și o urare adresată bisericii din Corint. Trinitate în unitate, Dumnezeu în noi, manifestat prin Tatăl, prin Fiul, prin Duhul Sfânt. Este așa de minunat să înțelegem lucrurile acestea și să le avem ca și temelie, fundament al crezului nostru. Apoi, nu pot să închei fără a folosi și
afirmația făcută de Apostolul Petru atunci când scrie prima sa epistolă, se prezintă a fi rob al lui Iisus Hristos și se îndreaptă și el cu un cuvânt din acesta de salut înspre bisericile cărora le-a adresat această epistolă și el spune: după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Dumnezeu Tatăl, prin Duhul, prin sângele lui Iisus Hristos, iată cum include Trinitatea aceasta a lui Dumnezeu ca și un cuvânt de binecuvântare, de însoțire a credincioșilor. Și noi mărturisim și noi credem că în permanență Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt este cu noi, ne însoțește, ne călăuzește, este cu noi în viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră duhovnicească întotdeauna include Trinitatea aceasta a lui Dumnezeu. Frați și surori, de la această frumoasă lecțiune, acest frumos subiect, trebuie să reținem ceva și pentru noi. Pe parcurs am menționat că există o unitate desăvârșită în Dumnezeu, chiar dacă se manifestă în cele trei persoane, aceeași esență, în trei persoane, totuși există o unitate desăvârșită. Și folosind acest lucru, Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea sa, înainte de patima sa, așa cum este descris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, când el vorbește că el este una cu Tatăl, s-a rugat înaintea Tatălui și a zis: Doamne, mă rog, pentru aceștia pe care mi-ai dat, nu mă rog, Doamne, să iei din lume, să izolezi undeva, asemenea pusnicilor, undeva, ei sunt în lume, Tată, mă rog, să-i faci una așa cum eu sunt una cu tine, așa să fie și ei una. Fie ca spiritul unității lui Dumnezeu să ne însoțească și pe noi și în Domnul să fim și noi una cu El și noi unii cu alții să formăm un singur trup, o unitate desăvârșită și astfel Dumnezeu va fi printre oameni, reprezentat de noi, cei care vom dovedi Trinitatea lui Dumnezeu, dar și unitatea lui Dumnezeu manifestată prin noi, cei care suntem copii lui Dumnezeu și vorbim și mărturisim aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Frați și surori, cercetătorii Sfintelor Scripturi recunosc faptul că Trinitatea e una dintre marile taine pe care mintea omenească o înțelege greu. Nu există minte, oricât ar fi ea de luminată, să înțeleagă în profunzime și foarte bine această taină a lui Dumnezeu. Totuși, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne arată foarte clar că dumnezeirea există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Biblia ne arată foarte limpede că atât Tatăl, cât și Fiul și cât și Duhul Sfânt au creat lumea spirituală și lumea materială. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există din veșnicie și până în veșnicie. Și spun încă o dată, lumea spirituală, și când zic lumea spirituală, mă refer la miliardele de îngeri, la ființele care sunt în cer. Lumea spirituală a fost creată de dumnezeire, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și lumea materială, universul material în care trăim, a fost creat de asemenea de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi citim în Genesa 1:26 că atunci când omul a fost creat, omul este coroana creațiunii, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, să facem om după asemănarea noastră. Nostru, noastră, se referă la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Și apoi un lucru extrem de important pe care vreau să-l subliniez. De mântuirea noastră s-a ocupat și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Tatăl a avut inițiativa. Și Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Tatăl a întocmit proiectul acesta al mântuirii, planul de mântuire a omului. L-a trimis pe Fiul și Fiul a realizat mântuirea. A depus jertfa supremă pe crucea de la Golgota. Și apoi Tatăl și Fiul l-au trimis pe Duhul Sfânt, care este mângăitorul care rămâne cu noi în viac și e cu noi în această dimineață și ne mângâie și ne sfătuiește și ne călăuzește și ne dă bucurii negrăite și strălucite. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne închinăm înaintea Tatălui, în numele Fiului sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și fratele Petra spunea: ne rugăm Tatălui, în numele Domnului, prin puterea sau călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și este bine, cât se poate cunoaște, să cunoaștem. Pentru că spun încă o dată, mari teologi care sunt de bună credință recunosc că Trinitatea sau Sfânta Treime nu-i ușor de înțeles. Dar există dovezi suficiente că dumnezeirea există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toate persoanele au creat lumea văzută și lumea nevăzută. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au creat pe om. Și apoi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost preocupați de mântuirea omului. Și noi suntem fericiți și mulțumitori înaintea Domnului în această dimineață, pentru că suntem mântuiți. Suntem copii lui Dumnezeu. Domnul este cu noi aici, în călătoria noastră înspre patria cerească, în drumul nostru prin pustiul spiritual al acestei lumi. Și ne va ajuta să ajungem sus, în țara aceea, în patria aceea mai bună. Și acolo vom cunoaște mult mai mult și mult mai bine. Dacă Marele Pavel spunea: cunoaștem în parte, ce să zicem noi? El, omul căruia Domnul i-a dat toate darurile Duhului Sfânt, i-a descoperit Evanghelia după care Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Și totuși a zis: ca om, cunosc în parte și cunoaștem în parte. Dar cât cunoaștem, să împlinim și să credem, să-L iubim pe Domnul, să căutăm fața Lui, în smerenie să ne trăim viața. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Hristos este exponentul harului divin. Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care l-am primit din partea Lui și în această dimineață. Îi slăvim numele, îi mulțumim și ne închinăm înaintea Lui. Amin. Și acum ne ridicăm înaintea Domnului și cântăm împreună o cântare. Și în timpul acesta, familiile care au venit cu copiii pentru binecuvântare vor intra în casa de rugăciune. Credințez în brațul Domnului, nădăjduiesc să fiu pe veci al Lui. În inimă eu L-am primit pe El și viața mea îi aparține Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum este momentul potrivit, întoarceți-vă ca să fiți primiți. Veniți la Domnul, în el vă-ncredeți, alegeți-vă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru serviciul divin de binecuvântare a copiilor, citim textul biblic din Epistola către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 4, pagina 1149, Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 6, primele 4 versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin. Vă rog să reocupați locurile și continuăm părtășia din această dimineață, ascultând o altă grupă de copii lăudându-L pe Domnul. Grupa care urmează să cânte se numește Grupa Mielușeilor. Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu limbajul biblic, vreau să spun că e corect, e biblic să-i numim pe copii mielușei. Când Domnul a chemat pe apostolul Petru să fie păstor, i-a spus: paște mielușeii mei, paște oițele mele și paște oile mele. Din punctul de vedere al vârstei spirituale, mielușeii sunt cei de curând întorși la Domnul, iar din punct de vedere al vieții biologice, mielușeii sunt copiii cei mai mici. Și urmează ca mielușeii, parte dintre mielușeii de la Gloria, în continuare să laude pe Domnul, care este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Mielușeii îl laudă pe mielul care a fost înjunghiat, pe Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața și și-a vărsat sângele, ca noi să n-ajungem în iad, în locul de pedeapsă veșnică, ci să avem viață spirituală din belșug și să-i zicem lui Dumnezeu: Ava, adică Tată, Dumnezeu să fie slăvit, Domnul să fie înălțat, și mielușeii în continuare să-L slăvească pe Domnul prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Nu trebuie să aștept. Nu trebuie să aștept. Să cresc mai mult. Să cresc mai mult. Iisus mă vrea cum sunt. Iisus mă vrea cum sunt. În lucrul sfânt. În lucrul sfânt. Chiar dacă sunt micuț. Chiar dacă sunt micuț. O să-l vestesc. Dragii mei, am spus de mai multe ori de-a lungul anilor că atunci când avem binecuvântări de copii, pentru noi e sărbătoare. E mare sărbătoare. Patru familii au venit la casa lui Dumnezeu în această zi cu credință că vor obține de la Domnul binecuvântări pentru copiii lor. Și noi credem în actul acesta de binecuvântare. Domnul Iisus a binecuvântat copiii când a fost pe pământ și credem că astăzi îi binecuvântează atunci când robii săi îi prezintă înaintea cerului și se roagă pentru ei. Înainte ca să mai ascultăm cântări pentru lauda Domnului, vreau să vă prezint care sunt cele patru familii care și-au adus copiii la biserică pentru binecuvântare în această dimineață. Familia Pavel, Ștefan și Patricia au venit în casa Domnului cu micuțul lor Sebastian Marc. Așa-l cheamă pe feciorul lor care tocmai a intrat în lumea aceasta și ca să fie siguri că Sebastian Marc va fi păzit de Domnul, l-au adus în casa de rugăciune pentru a-l închina Domnului. Dacă greșesc undeva, rog să fiu corectat, din câte știu, familia Pavel vine în casa Domnului cu al treilea copil. Este corect? E al treilea? Domnul să vă binecuvânteze și pe voi ca părinți și să-i binecuvânteze pe cei trei copilași ai voștri și astăzi în mod deosebit pe Sebastian Marc. Amin.
Cea de-a doua familie este familia Oniță, Helmut și Simona. Ei au venit în casa lui Dumnezeu cu o fetiță căreia i-au pus trei nume: Hadasa, Maria și Nicoleta. Pe această micuță fetiță dorim ca Domnul să o binecuvânteze, să-i binecuvânteze pe amândoi copiii lor, să-i binecuvânteze pe ei ca și părinți, să-i țină în viață și copiilor, cât și ceilalți copii, să fie crescuți de ambii părinți, și de mamă și de tată. Ăsta e idealul pe care îl dorim. Pentru că se întâmplă atâtea necazuri și atâtea tragedii în lumea noastră. Dar am vrea copiii pentru care ne rugăm astăzi să aibă ambii părinți și amândoi să-i crească și să-i pregătească pentru viață și pentru veșnicie. Urmează apoi familia Mihuț, Marcel și Raluca. Ei vin pentru a doua oară în casa Domnului ca și părinți cu copilul la binecuvântare. Au primit o fetiță din partea Domnului, care i-au pus numele Nicol Maite. Acum, dacă nu pun accentul bine și nu pronunț bine, am zis bine Maite? E bine, da? Domnul să o binecuvânteze pe Nicol Maite, să vă binecuvânteze pe voi ca și părinți, să vă binecuvânteze amândoi copiii și să facă Domnul să fie o atmosferă de cer în casa voastră întotdeauna și copiii voștri să fie crescuți într-un spirit creștin, sănătos, care îi îndreaptă pe cei mici și pe cei mari înspre Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Mântuitorul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Și cea de-a patra familie nu înseamnă că e cea mai puțin importantă, toate sunt la fel de importante, dar nu le puteam prezenta pe toate odată. Este familia Luciu, Cristian și Lavinia, Cristi și Lavinia. Au adus-o în casa Domnului pe micuța Eliza. Vedeți, în familia Oniță, fetița are trei nume. Familia Luciu a simplificat lucrurile, doar un singur nume, dar credem că sunt la fel de valoroase fetițele înaintea Domnului și Domnul le va binecuvânta la fel. Și dorim din toată inima ca și familia Luciu, care vine cu al doilea copil în casa Domnului, să fie binecuvântată și astăzi, în mod deosebit, Domnul să se îndure de micuța Eliza. Amin. Continuăm părtășia noastră. Părinții și însoțitorii, îi salutăm cu dragoste pe însoțitorii familiilor. Bine ați venit la Gloria! Se vor uita la copilași, e normal să ne uităm și la ei, dar fiți atenți la cântări și la cuvântul Domnului, care poate aduce foarte multă zidire sufletească și va aduce. Suntem în prezența Domnului, Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul și e bine și e necesar ca noi care suntem aici să luăm seama. Sora Roxana Mihuț, una dintre rudenile familiei Mihuț, va cânta o cântare de binecuvântare pentru slava Domnului și bucuria noastră a tuturor, apoi corul mixt al bisericii va cânta o cântare pentru slava Domnului. Copil, dacă mai ai părinții tăi în viață, atunci mai poți să te numești copil. Dacă ai harul și-ți trăiește mama, s-o prețuiești și vei fi fericit. Dacă-ți trăiesc chiar amândoi,
te plângi, ascândești și spetii. Când capul ți-a plecat la pieptul mamei, întreg sufletul ți-era mângâiat. Cât de fierbinți au fost ale tale lacrimi, îndată Duhul ți era alinat. Iar mama care te-a luptat o vreme, ca duioșia ta să-i dăruiești osteneala ei s-o prețuiești. Pot ca să intre în casa ta, prieteni, ce te însoțeau de multe ori cu drag. Dar când părinții tăi îți deschid ușa, simți cum răsare soarele în prag. Mai poți să te simțești încă puternic și ocrotit în lume când ești apăsat. Da, e sufletul și Duhul mângâiat. Dar când în lume nu mai ai pe nimeni, te simți străin și nu ai cui să-i spui. Amarul, greul care te doboară, nu poți ca să-l lăsă-i nu-i nimănui. Voi toți ce sunteți singuri în viață, orfani nemângâiați și părăsiți, să știți că este pentru voi un tată, un Dumnezeu ce cheamă să veniți. Orfanilor le e tată și mamă, iar pentru văduve ocrotitor. Acesta orfani mângâiat și părăsit, să știți că este pentru voi un tată, un Dumnezeu ce cheamă să veniți. Orfanilor le e tată și mamă, iar pentru văduve ocrotitor. Acesta este Dumnezeul nostru, veniți la El să aveți mângâietor. Acesta este Dumnezeul nostru, veniți la El să aveți mângâietor.
Urmează ca sora Ramona Maghiar să cânte o cântare de binecuvântare, tot pentru slava Domnului și bucuria noastră tuturor. Apoi fanfara se va închina Domnului cu o cântare. Înainte însă ca să ascultăm aceste două cântări, voi face câteva anunțuri. După masă, la ora 18, ne întâlnim în locul acesta pentru un serviciu divin de evangelizare. Vă invităm pe toți să fiți împreună cu noi la închinare, la cântare, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, la zidire duhovnicească. Apoi mâine luni, la ora 5 după masă la biroul bisericii, avem programul de consiliere spirituală. Mâine seară, la ora 19, la 7 după masă, se reia programul tineretului. Marți, la ora 19, avem un program special de rugăciune, așa cum știți că se întâmplă în fiecare săptămână. Marți, la ora, sau de la ora 19. Apoi joi, de la ora 19, avem serviciu divin de peste săptămână. Învățătură biblică, rugăciune, cântare de laudă. Iar joi, la încheiere, la ora 21, aproximativ 21, am vrea să ne întâlnim cu toți candidații pentru botez. Fiecărui candidat vrem să-i dăm un manual de catecheză. E prima serie care va învăța mărturisirea de credință penticostală după acest manual. E o cărticică, să nu vă imaginați că e un manual foarte gros, o carte foarte groasă. Acest manual a fost scris de fratele Nelu Brie, care este rectorul Institutului Teologic Penticostal din București, și de fratele Ciprian Terinte, care este decanul Facultății de Teologie Pastorală. Această carte a fost scoasă de curând și noi avem aceste manuale și am vrea ca această serie, acești candidați la botez, să-i pregătim pentru marele eveniment folosindu-ne de manualul acesta și, bineînțeles, în primul rând, de Sfânta Scriptură. Am dorit ca toți cei care s-au hotărât pentru botez, joi, să fie prezenți aici la ora 19. Nu la 21. La 21 stăm de vorbă. Dar toți să fie prezenți la 19 la rugăciune și la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Și vom stabili exact când, de la ce oră și până la ce oră vom face catecheza. Vrem să stabilim împreună. Nu va fi joi de la 9 seara, că e puțin cam târziu. De data aceasta, poate o jumătate de oră o să stăm de vorbă. Apoi, duminica următoare, avem servicii divine dimineață, începând cu ora 9 și după masă începând cu ora 18. Știți că peste o săptămână, creștinismul sau creștinătatea de răsărit va sărbători intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim. Numele popular al sărbătorii, Floriile. E o sărbătoare frumoasă, e o sărbătoare care produce bucurie în sufletele noastre și ne nădăjduim cu bucurie să venim peste o săptămână la casa Domnului pentru acest mare și frumos praznic creștin. Deci dimineață de la 9, după masă de la 18. Anunț de asemenea că nu avem duminica viitoare cina Domnului, întrucât peste numai 4 zile este Joia Mare. Și la Joia Mare întotdeauna ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Hristos. Deci anul acesta nu avem cina Domnului în prima duminică din aprilie, pentru că vom avea sărbătoare peste numai 4 zile în Joia Mare. Și sigur, programul legat de sărbătoarea învierii Domnului, programele legate de moartea și învierea Domnului, le vom anunța cu detalii, cu toate amănuntele, peste o săptămână. Acum noi continuăm părtășia și o ascultăm pe sora Ramona și apoi vom asculta și fanfara cântând pentru slava Domnului. Fără binecuvântarea ta, ferii.
fericire n-are nimeni ea. Nu e soare, nu-i lumină, fața de necaz e plină. Viața n-are niciun cer senin, sufletul de îngrijorări e plin. Inima se ofilește, după tine ea tânjește. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revars-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-le binecuvântul tău cel sfânt, să se-ncreadă în tine cât vor trăi pe acest pământ. Ai venit în lume și ne-ai spus că există o țară în ceruri sus, unde vom trăi cu tine fără lacrimi și suspine. Până atunci însă te rugăm să ne ajut să te urmăm, de la mic și până la mare, să primim a ta îndurare. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revars-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-le Duhul tău cel sfânt, să se O, Iisuse, binecuvântarea ta, revars-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-le Duhul tău cel sfânt, să se-ncreadă în tine cât vor trăi pe acest. În timpul în care cântă fanfara, rog pe frații din corul bărbătesc să treacă pe partea cealaltă, că vor mai cânta o cântare. Îi anunț când vor cânta, dar îi rog să facă lucrul acesta în timpul cântării de fanfara. Thank you.
acest copil iubit, ca să-l poți vei vive în al tău, a resușit. Te rugăm, azi, bun părinte, ca din slava ta de sus să-l împlaci. A trecut foarte repede și nu mai este timp de predică. Mesajul pe care l-am pregătit pentru astăzi, cu ajutorul Domnului, îl voi transmite altă dată. Totuși, înainte de a oficia binecuvântările, vreau să spun câteva cuvinte. Atunci când s-a născut Ioan Botezătorul, datorită lucrurilor petrecute, vecinii, rudenile și apropiații au pus următoarea întrebare: oare ce va fi pruncul acesta? Nimeni de pe pământ nu știa ce avea să fie Ioan Botezătorul. Dumnezeu știa și a descoperit parte din lucruri lui Zaharia atunci când a trimis pe îngerul Gavril să-i vorbească. Noi știm ce a ajuns și cine a fost Ioan Botezătorul. A fost cel mai mare om născut din femeie. A fost cel care a mers înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. A fost veriga de legătură dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Ioan Botezătorul a fost acela care l-a prezentat pe Domnul Iisus, spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu vă pot spune ce vor fi și ce vor ajunge copiii pe care îi binecuvântăm în numele Domnului astăzi. Noi nu știm, Dumnezeu știe. Totuși, în legătură cu ei știm câteva lucruri. În primul rând, Biblia ne spune că
Că pentru fiecare, Dumnezeu care este în afara spațiului și a timpului, a hotărât un număr de zile pe care urmează să-l trăiască. David spune în Psalmul 139, Doamne, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, înainte ca să fi fost vreuna dintre ele. Iar când dreptul Iov era bolnav pe moarte, a avut revelație, descoperire din partea lui Dumnezeu și a scris, tu ai însemnat hotarul pe care omul nu îl va putea trece. Pentru fiecare dintre cei patru copii, Dumnezeu atotputernicul, în suveranitatea ta, a hotărât un număr de zile. Noi nu-l cunoaștem, Dumnezeu îl știe, dar prin actul binecuvântării așezăm acești copilași pe brațele Domnului și vom spune câte zile va trăi copilul acesta, câte zile de viață au acești copilași, te rugăm să îngrijești de ei și cerem să le dai binecuvântările tale. În cartea Proverbele citim, numele Domnului este turn tare. Cel neprionit fuge în turnul acesta și stă la adăpost. La actul de binecuvântare, chemăm numele Domnului Iisus. Cel mai înalt nume, cel mai tare turn, peste fiecare copil. Și am vrea copiii să rămână în turnul acesta tare, să rămână la adăpost, într-o lume tot mai frământată, într-o lume care se zguduie din temelii, într-o lume plină de oameni care se tem de război și de foamete și de boli incurabile. Frați, prieteni, numele Domnului este un turn tare, să stăm la adăpost în turnul acesta și să căutăm refugiu și protecție divină întotdeauna în numele Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, Tatăl Ceresc, pe toți la aceasta. Amin. Urmează acum corul bărbătesc să cânte pentru slava Domnului o cântare. Și în timpul acestei cântări, rog pe fratele Florin Ilione și pe fratele Cornel Bala să vină aici, în față, și bineînțeles, cele patru familii, părinții vor veni cu copilași aici și urmează să oficiem aceste binecuvântări în numele Domnului nostru. Oh,
Cei patru slujitori iau pe brațe acești copii minunați pe care părinții i-au adus la casa Domnului pentru binecuvântare și Biserica Domnului este rugată la locul potrivit să răspundă cu amin. Știți bine că amin înseamnă așa să fie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Nicol, Maite, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Nicol, Maite, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Nicol, Maite, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te bățească, Sebastian Marc, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Sebastian Marc, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Sebastian Marc, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Eliza, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eliza, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eliza, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Hadasa, Maria, Nicoleta, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Hadasa, Maria, Nicoleta, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Hadasa, Maria, Nicoleta, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Noi credem în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a zis lui Moise așa să-i binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, noi credem că atunci când zicem ce a spus Dumnezeu și rostim binecuvântarea peste copii, peste tineri care se căsătoresc și pentru credincioși în diferite situații, credem că Dumnezeu ne ascultă și dă binecuvântarea. După ce am luat copiii pe brațe și am rostit formula de binecuvântare, vă chem acum la rugăciune. În numele slujitorilor și a bisericii, fratele Cornel Bala îl va ruga pe Domnul să-i binecuvânteze pe fiecare dintre cei patru copilași. Dumnezeu va da și binecuvântări duhovnicești și binecuvântări pământești și prin rugăciune îi așezăm pe brațele sigure ale Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Cu toții în duhurile noastre le rugăm și fratele se roagă cu glas tare.
Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru mare și sfânt, Cel care ești Dătătorul vieții, Te slăvim și Te binecuvântăm și în această zi, pentru că ai îngăduit să fim aici în casa Ta și să ne închinăm înaintea Ta. Te recunoaștem ca suveran, Te recunoaștem ca mântuitor al sufletelor noastre și de aceea binecuvântăm numele Tău în momentele acestea și îți mulțumim, o Doamne, pentru că aceste patru familii au hotărât să vină în casa Ta cu copiii lor care s-au născut, o Doamne, și pe care Te rugăm în aceste momente să-i binecuvântezi. Au nevoie de binecuvântările Tale, binecuvântări cerești și binecuvântări pământești și de aceea Te rugăm să le dai din belșug, o Doamne. Ne închinăm Ție și Te rugăm pentru părinții aceștia care își iau responsabilitatea creșterii copiilor lor, să investești în ei înțelepciune, pricepere, putere de muncă, Doamne, ca să poată să-și educe copiii, să învețe ce este bine și ce nu este bine în această viață, pentru că atunci când ei vor ști să discearnă între bine și rău, să aleagă calea Ta. Mă rog Ție, Tată Ceresc, să dai sănătate de plin acestor copii, o creștere armonioasă, să fie cu adevărat o bucurie pentru familiile în care s-au născut. Binecuvântează tații acestor copii, o Doamne, dă-le putere de muncă să câștige pâinea cea de toate zilele, o Doamne, dă-le progres material și spiritual în tot ceea ce fac în familiile lor și fă-i cu adevărat niște preoți ai caselor lor. Și mamelor acestor copii, o Doamne, Te rog să le dai răbdarea de care au nevoie pentru creșterea copiilor lor, o Doamne, dă-le înțelepciune și pricepere, o Doamne, ca să-și educe copiii și să le îndrepte inima și gândurile lor pe calea Ta. Binecuvintează biserica din care ei vor face parte, Doamne, binecuvintează rudele lor de aproape sau mai de departe, pe toți cei care i-au invitat la această mare sărbătoare a lor, să fie binecuvântați de Tine, Tată Ceresc, să primească cuvântul Tău spre mântuire, Tată Ceresc, și numele Tău să fie glorificat în fiecare zi, o Doamne. Te binecuvântăm, Te proslăvim, înălțăm numele Tău și Îți mulțumim că ne asculți și faci mai mult decât știm să-Ți cerem pentru numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Felicităm aceste patru familii și părinților le înmânăm certificatul de binecuvântare al copilului lor. E un document eliberat de Biserica Gloria, un document pe care am vrea părinții să-l păstreze și când copiii vor ști să citească și vor înțelege lucrurile cât de cât, să le arate documentul acesta și să le spună că în ultima duminică a lunii martie anului 2015, în Biserica Gloria, li s-a oficiat binecuvântarea și a fost chemat numele Domnului, cel mai înalt și cel mai mare nume, peste ei. Și numele Domnului, spun încă o dată, este un turn tare care asigură protecție pentru vremuri grele, pentru aceia care se încrede în Dumnezeu, evident. Mulțumim Domnului că am ajuns cu bine la încheierea serviciilor divine din această dimineață. Am avut rugăciune, apoi învățătură biblică și apoi binecuvântări de copii. Haideți să mulțumim Domnului pentru tot harul din această dimineață și facem lucrul acesta printr-unul dintre bunicii fericiți și bucuroși în această dimineață și rog pe fratele Ghiță Tolan ca în numele bunicilor și nu numai, la urma urmelor în numele întregii biserici, să înalțe rugăciunea de mulțumire către Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-ne încă o dată, venim să-ți mulțumim ție pentru dragostea ta cea mare care a avut-o față de noi, pentru că în această zi frumoasă și minunată ne-a ajutat să venim în casa ta. Mulțumim. Îți mulțumim pentru Fiul tău pe care l-ai lăsat să fie răstignit pe cruce la Golgota, pentru noi și pentru păcatele noastre.
Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-a lăsat în această lume, Doamne, să ne călăuzească. Îți mulțumim pentru că în această zi, Doamne, ne-a ajutat să venim aici, să ascultăm cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi în această zi. Te rugăm, Doamne, ca Tu să lași ca acest cuvânt care a fost vestit în această dimineață, Doamne, să prindă rădăcini în inimile noastre ca în această lume, Doamne, să Te slăvim pe Tine, să-ți glorificăm numele Tău. Îți mulțumim și pentru cei, Doamne, care ne-au dat îndemnuri în această dimineață. Te rugăm în această zi, Doamne, să privești spre copilașii noștri, care am adus la binecuvântare, Doamne, ca Tu să-ți pui mâinile peste ei. Te rog, Doamne, ca Tu să-i însoțești în această lume, Doamne, să-i ajut să crească în frică și teamă de numele Tău. Și în toate, Doamne, noi îți vom mulțumi cât vom trăi pe acesta pământ. Binecuvântează părinții copiilor noștri, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca în această lume să Te mărim pe Tine, să-ți glorificăm numele Tău și odată cu Tine în cerul Tău să fim. Te rugăm să binecuvintezi Biserica Gloria, Doamne. Amin. Te rugăm să binecuvintezi toate familiile din această biserică. Amin, întinde-ți mâna Ta peste noi toți, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca atunci când vei veni să-ți ridici mireasa, mic, mare, tânăr și bătrân, toți, Doamne, să ne putem prezenta înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, mai departe să fim copii ai Tăi. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi toată lucrarea din ziua de astăzi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și Te rugăm să fii mai departe, la cârma vieții noastre, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, dar Te rugăm, Bunule Părinte, să lași ca harul Tău să fie dat din belșug celor patru familii și în mod deosebit să fie în fiecare zi de viață cu copilașii peste care s-a chemat numele Tău astăzi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul Domnului am încheiat lucrarea din această dimineață. Domnul să fie slăvit pentru toate. Vă așteptăm după masă la ora 18. Vă dorim o duminică frumoasă, binecuvântată, să vă simțiți bine în familie sau în locurile în care vă veți găsi între slujbele de dimineață și de după masă. Ne despărțim acum cu pacea Domnului și în timpul în care eliberăm biserica, fanfara mai cântă o cântare pentru slava lui Dumnezeu.